În urma ședinței cu delegații echipelor de Liga 4-a, am efectuat și tragerea la sorți pentru nou sezon competițional, care va începe în data de 26 august. Noua competiție Liga 4-a va avea o nouă desfășurare, vom juca pe modelul Ligii a doua, unde vom avea 15 etape, doar turul. După efectuarea acestor 15 etape, se va întocmi clasamentul final și primele 8 echipe vor participa într-un play-off care se va desfășura tur-retur și play-out cu echipele clasate în sistemul regular pe locurile 9-16. La finalul play-off-ului, echipa care va termina pe locul 1 va avea drept de participare la barajul pentru Liga a 3-a și va fi declarată campioana județeană. În prima etapă vom avea jocuri disputate. Anul acesta ne dorim să filmăm aproape la toate echipele pe teren propriu. Vom avea în fiecare etapă câte un joc filmat. Bineînțeles, vom ține cont și de derbiuri. Avem ca noi echipe Recolta Sâlcioara, care a revenit în Liga 4 în urma câștigării campionatului din Liga 5 a Seria 3 și Rapid Purslop, care pentru prima dată în istorie va participa în Liga a 4-a. Le urăm succes tuturor echipelor. Cu siguranță vom avea un campionat mult mai disputat ca cel de anul trecut, mai ales că prin prisma echipelor care și-au anunțat deja candidatura pentru câștigarea campionatului și pentru a promova la Liga a 3-a. Sezonul competițional 2023-2024 va debuta cu Supercupa Județeană, care se va disputa în data de vineri, 18 august, în nocturnă, începând cu orele 20, pe stadionul Știința din Cernătești. La acest joc va participa campioana județului Montana Pătărlagele cu echipa câștigătoare a Cupei României Faza Județeană, Asociația Sportivă Club Timp Săgeata.